Evident, luat cu emoțiile, am uitat și să zic de ce ne-am gândit să facem asta încă o dată, acum un an, de ce ne-am gândit să limităm pe datele de lucru. Unul din motivele pentru care am făcut asta a fost și pentru că în urma vizitei de acum câțiva ani ne-am dat seama că există un fel de tiranie a bibliografiei anglosaxone și că literatura antropologică și etnologică franceză, care a avut o tradiție în România, în științele sociale, s-a pierdut încet, încet și, bine, nu o deplângem, poate că există niște motive legitime pentru care lucrul ăsta s-a întâmplat, dar am dat atunci seama că, ok, dacă există acest eveniment care atrăsese 1500 de oameni care ar fi vrut să vină la el, poate că n-ar fi rău să repetăm astfel de inițiative și ceea ce cred că și sper că se va întâmpla, poate cu ajutorul editurii 3, este să continuăm publicarea lui David Le Breton, astfel încât să avem din când în când ocazia să ne mai întâlnim aici. Mersi! Mersi, Bogdan!